E excepțional de succes. Iarăși au muncit foarte mult, au apelat la finanțări din diferite programe, inclusiv din, de la USAID, inclusiv de pe proiecte europene, dar și de la AIPA. Este un exemplu încurajator. Ei m-au povestit despre lucrurile pe care trebuie să le facă guvernul ca să-i ajute și mai mult, pentru că acolo au înființat și o pensiune turistică. Tot așa, astăzi era ocupată pensiunea complet, era full, cum să zice, astăzi. Cred că este timpul să includem această pensiune și Prisaca într-un traseu turistic. Ei deja sunt, doar că trebuie să îi ajutăm să dezvolte infrastructura și cred că vom găsi o soluție împreună cu administrația publică locală. În plus, gospodarii s-au lăudat și cu livada de prune și eu am zis că da, trebuie să promovăm această cultură a noastră națională, când prunile cu nuci în suc sunt un fel de foarte bun digestivoș. Noi trebuie să promovăm acest lucru. Încă o dată, oamenii, familia Ciolacu, care muncesc foarte mult, care produc miere, care produc fructe, își asumă să meargă, să bată în uși, să obțină finanțări prin AIPA, prin diferite proiecte oferite generos și de Uniunea Europeană, și de Statele Unite, și de alte țări, prietenii Moldovei. Și în felul ăsta creștem afacerile, creștem numărul de locuri de muncă și creștem și salariile și impozitele, din care plătim celelalte salarii care sunt în administrația publică. Am mers după asta la Consiliul Raional Strășeni. Acolo m-am întâlnit cu primari și cu serviciile desconcentrate. Am accentuat același lucru, că serviciile desconcentrate, administrații publice centrale, sunt obligate să colaboreze între ele, dar și cu administrația publică locală, pentru a rezolva problemele. De la centru, aceeași problemă invocată cu delimitarea terenurilor, cu delimitarea imobililor. Aici guvernul în scurt timp va avea o soluție de a debloca procesele, cu atât mai mult că există și un proiect susținut de Banca Mondială. În plus, împreună cu administrația publică centrală desconcentrată și cu administrația publică locală, am avut de discutat mai multe probleme pe fiecare localitate în parte. După care am venit aici, în primul rând pentru că am vizitat un loc care se referă la viitorul nostru, la copilașii noștri. Această grădiniță de copilaș este în clădirea, cum se numește, unde trăia boierul? Conacul boierului Cristi, da? Grădinița a fost renovată dintr-un proiect al Guvernului României. Aici din nou vreau să mulțumesc Bucureștiului pentru această asistență generoasă, să putem să creăm condiții de educație și de a crește copilașii noștri, viitorul nostru. De ce am mai venit aici? Pentru că primarul reușește să genereze suficiente venituri locale pentru a acoperi foarte multe cheltuieli care altfel, dacă merge în alte primării, le solicită de la centru sau de la centru raional. Vreau să felicit primarul Răbdău pentru că este foarte insistent, știe cum să aplice la proiecte, știe cum să le implementeze, știe cum să nu le lungească pe următorii 7-8 ani. Adică este foarte bine organizat. Mi-a vorbit despre anumite probleme care trebuie să fie rezolvate de către serviciile desconcentrate și asta se va întâmpla. Sunt anumite chestii legate de ANSA, sunt alte chestii legate de poște și așa mai departe. Asta vom rezolva. Pe de altă parte, trebuie să încurajăm astfel de primari și să le eliminăm
procedurile birocratice inutile, pentru ca ei să poată să continue să activeze în interesul fiecărui cetățean. Pentru că am observat, primarul Răbdău reușește foarte, foarte bine. Asta. Mulțumim frumos! Începem tradiționala conferință de presă, Lyubov Plămădeală, TV8. Să ne spuneți despre acest teren de joacă. Am înțeles că a fost reparat prin programul Satul European și, în general, cum decurge implementarea acestui program? Noi suntem foarte bucuroși că primarii au fost receptivi la această inițiativă a președintei Sandu, Satul European. În acest an am extins și prin Satul European Express. Vedem mai multe în toată țara, vedem mai multe proiecte finanțate din Satul European și, după cum spuneam, primarul este foarte activ în a aplica la diferite proiecte. Acest proiect, proiecte de apă și canalizare, și dacă ați observat, el a reușit să facă proiecte similare în toate trei localități ale comunii Rădeni. Domnule Maciac, politic media. Spuneți-ne, primarii s-au ales cu ceva de la rectificarea de buget care urmează să fie adoptată de Parlament? Da, sigur, pentru că noi am mărit cu peste 300 de milioane de lei fondul de dezvoltare regională și asta înseamnă o suplimentare de fonduri și pentru Satul European Express, dar și pentru programele Satul European care deja sunt în derulare. Lyubov, te rog. Vrem să vă întrebăm și dacă se clatină fotoliul directorului APP, domnul Musteață, după declarațiile doamnei Dragalin și dacă cunoașteți despre careva dosare care ar putea fi deschise pe numele lui pentru defăimarea unui procuror, dacă ați discutat cumva. Nu știu despre dosarele care eventual sunt instrumentate în raport cu domnul Musteață. Noi reorganizăm APP-ul și respectiv domnul Musteață consideră că nu va putea să facă față noi reorganizări în cadrul APP-ului și el înainte să apară un eventual, nu știu, neînțelegeri, a scris cerere și el va pleca. De când va pleca, o precizare? Cred că imediat de la sfârșitul lunii, ca și foarte mulți funcționari publici, ei scriu cerere de vacanță cu ulterioarea plecare din funcție. Eduard Maciac, politic media. Spuneți-ne, domnul Recean, domnul Bulea urmează să plece zilele acestea la Bruxelles pentru a convinge Uniunea Europeană de eventual un suport financiar. Dacă aveți informații, va obține Republica Moldova acest suport cam în ce valoare pentru fermieri? Deci, vicepremierul Bulea, împreună cu organizații internaționale gen FAO, fac aceste calcule. Aceste calcule urmează să fie finalizate până la sfârșit de săptămână, după care vor fi consultate cu fermierii și cu agricultorii, cu toate categoriile de fermieri și agricultori, și în data de 20 iunie va merge la Bruxelles să apere aceste calcule și să rugăm din nou Uniunea Europeană să intervină. Undeva am siguranța că întotdeauna partenerii noștri din Uniunea Europeană, prietenii noștri din Uniunea Europeană ne ajută. Și în acest caz, mai devreme sau mai târziu, ajutorul va fi. Între timp, guvernul a alocat mai mulți bani în fondul de subvenționare cu 100 de milioane, a pus la dispoziția agricultorilor peste 300 și ceva de milioane de lei sub formă de recuperare de TVA, în așa fel încât să-și îmbunătățească fluxul de numerar și asta să scoată presiunea sistemului financiar bancar peste agricultori. Și până la sfârșit de iulie, cei ce mai rămăsese, atunci 900, acum aproximativ 700 de milioane de lei din proiectele de subvenționare realizate în 2022 vor fi dezbursate. Și asta va fi făcut în regim accelerat, tot așa ca să scadă presiunea financiară asupra agricultorilor. Deci, în total, acum vor avea un influx de aproximativ 1.400.000.000 de lei în agricultură. Avem timp doar pentru o ultimă întrebare. Eduard, dacă ai această întrebare, te rog. Spuneți-ne,
Mai mulți politicieni, experți ar vorbi despre tarifele la gaz, dacă Comisia Situației Excepționale ar putea interveni să modifice aceste tarife cu dată inversă, retroactiv, pentru a fi aplicate de la 1 februarie, spre exemplu, pentru a micșora povara pentru cetățeni. Guvernul deja a întreprins foarte multe măsuri. Eu vreau să reamintesc că aproximativ jumătate din factura pe energie a fost achitată și subvenționată de către guvern. Noi am realizat întâi o scădere de tarif la energie electrică, după care ați observat că am realizat și o scădere destul de importantă a tarifelor la gaz. Guvernul lucrează în continuare ca să avem achiziții mai bune de gaz și vom continua același trend. Mulțumesc. Vor mai scădea tarifele? Nu mă apuc eu să fac astea, cum să zic eu, predicții. Eu întâi fac și pe urmă promit. Mulțumim frumos, stimați colegi. Detalii despre vizita aceasta vor fi în scurt timp publicate pe gov.md. Mulțumim, domnule prim-ministru. Da, mulțumesc.